Recomandată copiilor de peste 10 ani, lecția Educație la Înălțime a fost coordonată de Adriana Bălaj, profesoară de istorie în Timișoara, alumnă Aspire Teachers, și a avut-o ca invitată specială pe Andreea Dobeș, doctor în istorie și muzeograf la Memorial. Mulțumesc că m-ați primit și în casele voastre și vom forma azi împreună cea mai mare sală de clasă din România. Pentru că ne urmăresc mii de elevi din toate regiunile țării, dar și din Republica Moldova. Numele meu este Adriana Bălaj, sunt profesoară de istorie în Timișoara și astăzi vom avea o lecție tare interesantă împreună. Tema lecției noastre este obiectivul pentru dezvoltare durabilă cu numărul 16, pace, justiție și instituții eficiente. Aveți aici o întreagă colecție cu toate cele 17 obiective pentru dezvoltare durabilă pe care puteți le găsiți în forma unor benzi desenate, să ne îndreptăm către cortegiul sacrificaților. Puteți să le povestiți puțin despre imaginea simbol a memorialului. Deci, imaginea simbol a memorialului a devenit cu timpul acest cortegiu al sacrificaților. Este vorba de 18 siluete umane care se îndreaptă către acel zid și sunt conduși de un om fără cap, pe care îl puteți vedea, către un drum, cum e zidul, către un drum care le închide orizontul, deci nu mai au nicio scăpare, nu mai au nicio ieșire. Acest cimitir pe care îl vedeți, imaginile din dronă sunt spectaculoase și cred că o să reușiți să descifrați din conifere harta României, harta cimitirului pe care îl vedeți. Ne putem plimba în jur, să facem un tur al cimitirului. În loc alb, acolo se găsește harta, se găsește sighetul, ca localitate pe hartă. Acum ne apropiem de acel loc. Este un altar unde în fiecare an, de ziua eroilor, ziua înălțării, se reunesc foștii deținuți politici din toată țara și se celebrează o liturghie în memoria celor care au suferit. Apoi se urcă pe scara vieții și putem vedea ca o carte deschisă această pagină din istorie. Prin imagini, prezentări, jocuri, interacțiuni cu toți participanții, lecția îi ajută pe copii să reflecteze la justiție, la dreptate.